Începând de luni, 15 iunie, cei 5.892 de licei suceveni înscriși la bacalaureat vor susține evaluarea competențelor digitale. În cadrul acesteia, absolvenții de liceu vor susține o probă teoretică și una practică, în cadrul cărora vor avea de demonstrat că știu să utilizeze un computer. Un subiect va conține un număr de aproximativ 15-20 de item care vizează competențe din domeniile concepte de bază privind sistemul de calcul, utilizarea computerului și organizarea fișierelor. Elevii primesc un subiect care va putea fi rezolvat în maximum 90 de minute, timp în care vor primi fișa A, ale cărei cerințe pot fi rezolvate în 15 minute, și fișa B, ale cărei cerințe pot fi soluționate în 75 de minute. Candidații au acces la internet în primele 30 de minute de la primirea subiectelor, timp în care vor rezolva cerințele care solicită această facilitate. Fiecare cerință rezolvată de candidat va fi punctată conform unei grile. În funcție de punctajul obținut, va fi stabilit nivelul de competență digitală a candidatului. Între 0 și 25 de puncte utilizator începător, între 26 și 50 de puncte utilizator de nivel mediu, între 51 și 74 de puncte utilizator avansat, iar între 75 și 100 de puncte candidatul va fi declarat utilizator experimentat. La această probă nu se acordă puncte din oficiu. Susținerea acestei testări este o condiție necesară pentru participarea la probele scrise, indiferent de calificativul obținut. Între 22 și 26 iunie, elevii suceveni vor susține evaluarea competenței lingvistice de comunicare într-o limbă internațională. Probele scrise din cadrul bacalaureatului vor începe pe 29 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română și vor continua pe 1 iulie cu proba scrisă a profilului. Ultima probă a bacalaureatului va avea loc pe data de 3 iulie și va consta în proba scrisă la alegere a profilului și specializării.